ziua, sunt Tatiana Anastas și vă prezint știrile Pro TV, iată care sunt cele mai importante subiecte. Fostul premier Iurie Leancă nu a obținut mandat de eurodeputat în Parlamentul de la Bruxelles, ar putea ajunge însă ex-președintele român Traian Băsescu și deputatul Eugen Tomac. La unele secții de votare deschisă pentru românii din diaspora a fost scandal, așa cum mulți oameni nu au reușit să-și facă alegerea. Peste 300 de salvatori, carabinieri și soldați au fost mobilizați pentru a întări digul din satul Crocmaz din Ștefan Vodă. Nivelul apei din Nistru a crescut cu 10 cm și există risc de inundații. Fostul premier Iurie Leancă nu va fi europarlamentar. Partidul de pe listele căruia a concurat a luat doar 2 mandate în legislativul comunității, iar candidatul din Republica Moldova poate aspira la fotoliu doar dacă cineva din formațiunea din România îi cedează locul. Traian Băsescu, în schimb, și Eugen Tomac au tras lotul câștigător la Bruxelles. Potrivit rezultatelor provizorii afișate pe site-ul Parlamentului European, în legislativul comunității UE ar intra 6 partide din România. Cele mai multe locuri le-ar lua PNL-ul, urmat de formațiunea lui Liviu Dragnea, apoi de alianța USR Plus, condusă de Dacian Cioloș. Ex-premierul român e cap de listă și obține un mandat de europarlamentar alături de alți 7 colegi de-ai săi. Pro-România, partid pe lista căruia candidat politicianul din Moldova, Iurie Leancă, a obținut doar 2 fotolii. Cum Leancă este al 4-lea în ordinea celor care pot aspira la un mandat de eurodeputat, iar Victor Ponta, primul de pe listă, a anunțat că se retrage, respectiv doar Corina Crețu și Mihai Tudose se aleg cu un loc în Parlamentul European. Totuși, liderul PPM ar avea șanse să obțină un mandat dacă unul din cei 2 se retrage în favoarea lui. Leancă nu a vrut deocamdată să comenteze rezultatele preliminare. Uniunea Democrată Maghiară din România câștigă alte 2 locuri, iar PMP încă 2. Acest lucru înseamnă că fostul președinte român Traian Băsescu și deputatul român Eugen Tomac la fel obțin câte un fotoliu legislativul UE. Le mulțumesc tuturor cetățenilor români din Republica Moldova care din nou ne-au dat votul, pentru că este un vot cu o încărcătură simbolică aparte pe care îl vom prețui, îl vom respecta și ne vom duce angajamentele pe care ne le-am asumat mai departe. Este un rezultat bun în condițiile în care foarte puține partide mai mici din România au trecut testul acestor alegeri. Niciun candidat independent nu a luat suficiente voturi ca să treacă de pragul necesar, printre ei unionistul George Simion. În total, pentru România au fost alocate 32 de locuri în Parlamentul European, din numărul total de 751. Dacă Marea Britanie se retrage din Uniune, atunci țara vecină se va mai alege cu încă un fotoliu. Un mandat de eurodeputat înseamnă nu doar notorietate, dar și o leafă pe măsură. Salariul net lunar se ridică la 6.800 de euro. Pe lângă asta, parlamentarul UE primește o serie de indemnizații, de la cele pentru cheltuieli generale, alte 4.500 de euro lunar, plus cheltuieli de deplasare, printre care doar diurna se ridică la 320 de euro. Aleșii au un mandat de 5 ani, adică până în 2024. Au așteptat ore întregi, dar nu au mai apucat să voteze. Sute de români din diaspora au rămas dezamăgiți după ce secțiile de votare s-au închis fără să primească toți alegătorii. Doar câteva birouri electorale au decis să lase ușile deschise și după ora 21. Cei care nu au putut să-și exercite dreptul la vot au protestat în fața secțiilor. Sunt imagini filmate ieri în fața secției de votare amplasate în incinta Institutului Cultural Român de la Londra. Printre oamenii adunați acolo era și moldoveanul Vadim Zgherea, care, ca și mulți alții, nu a reușit să-și facă alegerea. Ne-am apropiat de secție, să zicem, la ora 5:30. Rândul era imens, deci se ținea, cred că, pe 3 intersecții, deci nu se vedea capăt rândului. Am mers cam 4 minute pe jos, lejer, ca să ajungem la capătul rândului. La ora 21, secția de votare a fost închisă în fața sutelor de oameni care au așteptat la coadă ore în șir. Intrarea în clădire a fost blocată de polițiștii britanici. În fața mea erau 300-400 de oameni, dar în spatele nostru erau mult mai mulți, cred că erau dublu spre triplu, pentru că rândul continua să fie foarte mare. Yeah!
Aceeași situație a fost și în alte țări. După ce urnele au fost sigilate, românii din Germania și-au strigat nemulțumirile în fața secțiilor. Cu 15 minute înainte de închiderea secțiilor de votare, oamenii sunt destul de tensionați. Nimeni nu o să plece de aici fără să voteze. Poliția a spus că putem să stăm, să votăm până la ultima răspundere. La Haga, după închiderea secțiilor, românii au fost alungați de forțele de ordine. Scene similare s-au derulat și în Spania sau Italia. Și la Manchester, românii au rămas în fața secțiilor după închiderea acestora. La Lej, în Belgia, la un moment dat, românilor li s-a spus că nu mai pot vota din cauza unor probleme tehnice ale sistemului electronic. Pe de altă parte, când în toată Europa începuse deja numărarea voturilor, în Statele Unite abia se formau cozile. Consulatul României la New York. Românii din Statele Unite au putut vota până în această dimineață în cele 22 de secții care au fost puse la dispoziția lor. O elevă a suferit o comoție cerebrală în timpul repetițiilor pentru ceremonia dedicată ultimului sunet. Ea ar fi fost lovită de o colegă chiar în curtea școlii. Подошла и пыталась их размять, на что она убрала Олину руку и кулаком ударила ей в голову. Они не поделили место в ряду, кто с кем танцует. Cei din administrația liceului nu au chemat ambulanța, iar tânăra a cerut singur ajutorul medicilor, cum s-a încheiat scandalul aflat în jurnal. Partidele politice tradiționale au pierdut teren în Parlamentul European, iar cele ecologiste de extremă dreaptă și populiste s-au ales cu mai multe mandate decât în legislatura trecută. Potrivit rezultatelor preliminare, Partidul Popular European ar urma să obțină cele mai multe mandate, fiind urmat de Alianța Socialiștilor și Democraților. Chiar și cu scoruri mai modeste, formațiunile pro-europene sunt creditate cu 493 de locuri din cele 751 ale Parlamentului European. În Franța, potrivit exit poll-urilor, partidul Adunarea Națională de Extremă Dreaptă a lui Marine Le Pen ar fi obținut 24% din voturi, cu 2% mai mult decât formațiunea lui Emmanuel Macron. Francezii au dat o palmă președintelui. Acum Emmanuel Macron trebuie să dizolve parlamentul, a spus Le Pen. Il appartiendra au président de la République d'en tirer les conséquences. Lui qui a mis son crédit présidentiel dans ce scrutin en faisant un référendum sur sa politique et même sur sa personne. Il n'a d'autre choix, selon moi, au minimum, que de dissoudre l'Assemblée nationale. În Italia, Liga partidului Matteo Salvini a câștigat clar cu un scor cuprins între 27 și 31% din voturi. Salvini, ministrul de interne, vrea să formeze un bloc puternic în noul Parlament European, așa numită Alianța Europeană a Popoarelor și Națiunilor. C'è una bella bandiera dell'Europa, là, quindi speriamo di cambiarla. No, no, si vota per cambiarla. Io voto, ho votato, voto è segreto, per salvare l'Europa. Perché chi ha governato l'Europa in questi anni l'ha tradita quella bandiera là, svenduta alle banche, alla finanza, quindi... Acum o săptămână, Salvini a adunat la un meeting electoral 12 partide de extremă dreapta și naționaliste din Bulgaria până în Finlanda, inclusiv Adunarea Națională a lui Le Pen și partidele de dreapta din Germania și Olanda. Acesta din urmă a obținut însă scoruri modeste de 10-11%. La Atena, premierul Alexis Tsipras a convocat alegeri anticipate în urma înfrângerii partidului său în alegerile europarlamentare. Για να είναι τελικά ο ελληνικός λαός αυτός και μόνο αυτός που θα πάρει την οριστική απόφαση. Αν επιθυμεί να συνεχίσουμε με ένα σχέδιο για την στήριξη των πολλών ή αν επιθυμεί την επιστροφή στα σκοτάδια της λιτότητας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Conform estimărilor, Partidul Popular European de centru dreapta rămâne cel mai important grup din noul Parlament European, cu 178 de mandate, dar a pierdut 43 de locuri față de cât obținuse după alegerile din 2014. Die schönste Nachricht des heutigen Tages ist, die europäische Demokratie lebt. Wir haben heute einen deutlichen Zusprung bei der Wahlbeteiligung bekommen.
Grupul de centru-stânga al socialdemocraților ar fi obținut 152 de mandate, adică un minus de 39 de locuri. Verzii ar fi crescut cu 17 mandate, până la 67, iar Alianța Europeană a Popoarelor și Națiunilor, care adună partide populiste de extremă dreapta, inclusiv din Franța și Italia, ar avea în noul Parlament European 57 de mandate, cu 20 mai multe în comparație cu alegerile de acum 5 ani. Aproape 38.000 de moldoveni cu cetățenie română au ieșit ieri la vot la cele 36 de secții deschise în țara noastră. Cei mai mulți alegători au fost la Chișinău, circa 16.000 la număr. Biroul Electoral Central din România notează că aproape 38.000 de români din Republica Moldova au fost ieri la urne. Cei mai mulți dintre ei au vârsta cuprinsă între 45 și 64 de ani. Prezența mare la vot s-a înregistrat în capitală. Cei mai puțini votanți au fost la Caravetovca din raionul Basarabeasca și Giurgiulești. De altfel, alegătorii din țara noastră au fost printre cei mai activi, alături de românii din Italia, Spania, Germania și Marea Britanie. Primii politicieni din Moldova care s-au grăbit să vorbească despre acest scrutin sunt deputații blocului acum. Andrei Năstase a comentat: "Am învins în Europa, am învins în România." Iar partidul condus de Maia Sandu, care face parte din familia Grupului Popular European, una dintre principalele forțe din legislativul UE, a scris pe Facebook: "Salutăm votul dat de români pentru justiție, democrație și o Europa unită și ne exprimăm încrederea că partidele pro-justiție, care au obținut rezultate bune, vor promova cu ardoare și interesele cetățenilor din Republica Moldova." Liderii altor formațiuni de la noi nu au avut deocamdată declarații publice la acest subiect. Liderul Partidului Social-Democrat din România, Liviu Dragnea, a fost condamnat azi la 3 ani și 6 luni de închisoare, fiind acuzat de instigare la abuz în serviciu. Decizia a fost luată de Înalta Curte de Casație și Justiție și este definitivă. Dragnea urmează să se predea acum autorităților. Pentru condamnare s-au pronunțat 4 din 5 judecători. Liderul PSD și-a primit sentința încă în iunie 2018. Atunci însă decizia judecătorească a fost contestată. Dragnea este învinuit că prin influența pe care o avea la Înalta Curte de Casație și Justiție a contribuit la două angajări fictive. Nivelul apei în râul Nistru a crescut cu 10 cm, anunță autoritățile care au început consolidarea digului din satul Crocmaz Ștefan Vodă. Peste 300 de salvatori și soldați au fost mobilizați la lucrări. În zona au fost instalate corturi, iar pompierii sunt gata să intervină în orice moment. În satul Crocmaz au fost aduse zeci de camioane cu nisip, pe care muncitorii le-au pus în saci. S-a ridicat nivelul apei după informații cu ieri cu 5 cm, dar la moment cu 10 cm. La moment instalăm sacuri cu nisip la două nivele. Digul de 3 km a fost consolidat doar pe parcursul zilei de ieri cu 7500 de saci cu nisip, iar astăzi cu încă 2000. Pentru lucrări, pompierii au mobilizat 97 de unități de tehnică. Peste 300 de salvatori, soldați și carabinieri au fost antrenați la lucrări. Aceștia sunt gata să intervină în orice moment, asigură autoritățile, care spun că în zona au fost instalate corturi. Terenul este porțiunea asta de 10 km. După ce nivelul apei în Nistru a început să crească, autoritățile au creat o celulă de criză, din care fac parte salvatorii, poliția, dar și experți de la Ministerul Agriculturii și Mol Silva. Între timp, meteorologii susțin că în următoarele două zile nu se prevăd precipitații, iar maximele vor ajunge până la 28 de grade Celsius. În schimb, spre sfârșitul săptămânii, sinopticienii prognozează ploi cu descărcări electrice. Un fost judecător din Taraclia, în prezent avocat, a fost reținut în flagrant în biroul său de ofițerii CNA, în timp ce primea 12.000 de euro mită. 41, 42, 43, 44, 45. Oamenii legii spun că acesta a primit banii de la o femeie ca ulterior să-i transmită unor magistrați de la Curtea Supremă de Justiție pentru a-i reduce pedepsa soțului său condamnat la 8 ani de închisoare pentru viol. Femeia însă a intuit că lucrurile nu merg așa cum s-au înțeles și a denunțat avocatul. Astăzi el a primit 30 de zile de arest. Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul ar putea sta 7 ani după gratii.
Dacă primăria nu poate, să o facem noi, o spun umoriștii de la Zebra Show, care își propun să marcheze toate trecerile de pietoni din capitală. Aceștia vor lansa o aplicație prin care oamenii să anunțe unde sunt treceri șterse, iar agenții economici sunt îndemnați să aleagă una și să o deseneze. Prima trecere va fi vopsită chiar de autorii proiectului. Situația privind trecerea de pietoni din capitală nu este deloc amuzantă, și-au spus băieții de la Zebra Show, care până acum mereu au găsit motive să facă publicul să râdă. Așa că vor lansa campania Adoptă o zebră. Locuitorii ar putea să facă poze trecerii de pietoni unde se află sau în preajma casei lui. Concomitent cu poza ar putea pune și geolocația ca să fie mai ușor de găsit. În intermediul acestei aplicații să ajungă informația la primăria. Pentru asta este nevoie de o aplicație care deja este creată gratuit de o companie din capitală. Prin intermediul acesteia, locuitorii vor putea anunța despre trecerile șterse. Deși până acum primarul interimar ne-a tot promis zebre marcate în tot orașul, lucru care nu s-a mai întâmplat. Ideea umoriștilor nu l-a impresionat pe Codreanu. Am sesizat imediat astfel încât să facem lucrările atât de amenajare cât și de marcare, reșind de fapt că avem cam 650.000 de locuitori, dacă fiecare o să adopte o zebră, riscul e numai să nu avem tot orașul numai în zebre adoptate. Și pentru că motivul invocat de municipalitate pentru toate problemele capitalei este lipsa de bani, tinerii îi îndeamnă pe agenții economici să aleagă câte o zebră din oraș și să o marcheze. Și ar putea să ne ajute chiar în preajma caselor să contribuie la financiar pentru a vopsi această trecere de pietoni. Fiind și noi ca un exemplu, ne asumăm responsabilitatea de a colora o zebră, o numim noi, zebră. Cred că din Buicani suntem acolo. Primăria a început aplicarea marcajului rutier abia acum o săptămână. În aceste zile sunt desenate zebrele din preajma școlilor. Autoritățile au început aplicarea marcajului cu întârziere pentru că funcționarii s-au împotmolit la procedura de cumpărare a vopselei. Centrul capitalei a devenit ieri mai dulce, zeci de cofetari de la noi și din străinătate au adus acolo cele mai delicioase deserturi. Am gătit Napoleon, două torte, o tortă Notre Dame cu care am participat la parada patiserilor în cinstea catedralei, care, părere de rău, a avut de suferit. Ce alte bunătăți au fost expuse la tarabe, vedeți în câteva minute la știri. Primăria Chișinău este obligată să achite despăgubiri de 84.000 de lei fostului pretor al sectorului Botanica. Liberalul Oleg Rățoi a fost restabilit în funcție de judecată săptămâna trecută, dar a fost demis în aceeași zi de Ruslan Codreanu. Primarul interimar îl acuză că face business din activitatea sa, iar Rățoi a refuzat să răspundă la asta. Oleg Rățoi s-a aflat în funcția de pretor al sectorului Botanica doar o zi săptămâna trecută, când judecătoria Chișinău cu sediul la Râșcani a decis să-l restabilească. Ruslan Codreanu l-a dat afară în aceeași zi. Executată hotărârea instanței de judecată de restabilire a pretorului domnul Oleg Rățoi și l-am eliberat pe domnul pretor Oleg Rățoi. Nu poți face business pe oraș. Primăria este obligată în același timp să-i plătească lui Rățoi câte 14.000 de lei pe lună pentru cele 6 luni de când nu mai este la pretură. Municipalitatea însă va contesta decizia. Vom merge și la Curtea de Apel, cu siguranță. Noi suntem obligați conform cadrului legal să mergem până în instanța finală. Nu s-au respectat absolut toate procedurile și rigorile legii. Faptul care m-a pus în situația de a o contesta. Dar dumneavoastră vreți să vă întoarceți înapoi în această funcție? Eu cred că asta nu este o întrebare corect spusă. Vreți sau nu vreți? Trebuie să respectăm întotdeauna hotărârile instanțelor judecate. Dumnealui spunea de fapt că ați făcut bine. Dacă domnul Codreanu dorește să ajungă la nivelul bursele afirmațiilor nefondate, nu are decât să facă, are drept să facă. Oleg Rățoi a fost pretor la Botanica încă pe când Dorin Chirtoacă era primar. El și-a dat demisia în decembrie 2018, când la conducere era Ruslan Codreanu, după care a atacat în judecată primăria. Rățoi nu a spus care a fost motivul plecării sale. După el, pretor de Botanica a devenit Ion Deaconu, care era vicepretor. Piața Maria Dunării Naționale s-a transformat ieri într-un centru sportiv de la mic la mare. Câteva sute de oameni au participat la un maraton pe biciclete. Sportivii au trebuit să pedaleze la alegere 3 traseuri diferite, iar învingătorii s-au ales cu premii bănești. Din cauza evenimentului, mai multe străzi din centrul capitalei au fost închise, așa că o bucată din oraș s-a sufocat în ambuteiaje. După 30 de kilometri parcurși cu bicicleta prin soare, Sergio abia de mai putea respira. Nu este prima oară când participă la această competiție. Prima dată a fost anul trecut, 60 de kilometri. A fost un timp
față de acum foarte urât. Ploaie, vânt rece, acum e ideal. Natalia, o altă participantă, ne-a spus că traseul a fost ușor. Ea s-a ales cu o medalie pentru că a ajuns la finish printre primii. Отличная дорога, очень приятно. Я опоздала всего лишь на 4 минуты до окончания. Но все равно медаль. А я специально даже купила для этого красивый велосипед немецкий, чтобы было прям профессионально, почти качественно кататься. Nu i-a fost ușor să pedaleze cei 15 km nici lui Cătălin, care la fel s-a ales cu o medalie de participare. Greu, dar l-am parcurs. Cu prietenii merg în fiecare zi și mă plimb cu bicicleta. După ce s-au chinuit să parcurgă traseul, participanții au beneficiat de un masaj gratuit chiar în Piața Marii Adunări Naționale. Un pic mă doare deoarece am pedalat cu picioarele la bicicletă și puțin mă durea și la spinare. Și acum m-am adresat la masaj ca să-mi relaxeze puțin oasele. Eu mă simt foarte bine acum. Cei peste 400 de participanți au parcurs distanțe diferite de 15 km, de 30 sau de 60 de km. Primii trei care au ajuns la finish au fost răsplătiți cu premii. Premii Bănești, respectiv pentru 60 de km este cel mai mare premiu de 4.000 de lei și sigur că cadouri de la partenerii noștri și ocupă. În timp ce unii se distrau la maraton, alții abia deși țineau nervii în frâu. Mai multe străzi din centrul capitalei au fost închise, lucru care le-a dat mari bătăi de cap șoferilor. Foarte problematic circul. Săptămâna trecută, tot practic în fiecare duminică noi avem sărbători, avem imposibil de circulat. Trebuie să mergem tot columna asta ca să putem stătem cu orele în îmbuteiaj. Ba să alegeri, ba ziua pietonului, mai știu eu acum, biciclistului și imposibil. Trei oameni în cruci în centru, dar au închis tot orașul. Evenimentul Chișinău Criterium se află la a 6-a ediție. O absolventă de la un liceu din capitală s-a ales cu o comoție cerebrală după ce a încercat să aplaneze un conflict iscat între două colege. După incident, administrația școlii nu ar fi chemat ambulanța, așa că fata a fost nevoită să apeleze singură după ajutorul medicilor. Cei din conducerea școlii nu au vrut să ne vorbească pentru a ne explica situația. Incidentul a avut loc vineri, chiar în curtea liceului Petru Movilă din capitală. Mama fetei, care a ajuns la spital, spune că fiica ei ar fi încercat să liniștească două colege când s-a întâmplat totul. Моя дочка подошла и пыталась их размять. На что она убрала Олену руку и кулаком ударила ей в голову. Они не поделили место в ряду, кто с кем танцует. După ce a fost lovită, absolventa a mers la directoarea școlii pentru a-i povesti ce s-a întâmplat. Cea din urmă i-ar fi spus elevei să scrie o explicație și să iasă din birou. Сказала, выйдите из моего кабинета, у меня совещание. Peste câteva minute, eleva a început să aibă amețeli și dureri de cap. Mama ei este revoltată pentru că nimeni din profesori nu a chemat ambulanța. Ребенок сел в уголке возле батареи, вызвала сама себе скорую. Врач, который принимал моего ребенка, спросил у бригады вызвать полицию. На что им сказано было, нет, не вызывайте. Нам сказали, не вызывать. Absolventa a ajuns la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie, unde a fost diagnosticată cu comoție cerebrală. Fata trebuie să urmeze un tratament costisitor, povestește mama ei, care mai spune că la 3 zile de la incident, administrația liceului ar încerca să mușamalizeze cazul. Слух прошел, что если кто-то не пойдет в не напишет это заявление в сторону этой девочки, которая ударила, то может не дойти до бака. Am încercat să vorbim cu fata care ar fi lovit-o pe absolventă, dar și cu mama ei, dar acestea au refuzat să spună cum s-a întâmplat totul, menționând doar că acuzațiile sunt niște minciuni. Am fost astăzi la liceul Petru Movilă, iar paznicul ne-a spus că directoarea este la o ședință și nu ne primește. Am mers totuși în biroul acesteia și am găsit-o disponibilă. Nu a vrut însă să vorbească și ne-a închis ușa în nas. Все, покиньте, пожалуйста, лицей. Покиньте, пожалуйста, лицей. Все подробности в главном департаменте образования, в министерстве. Все, покиньте, пожалуйста.
Totodată, eleva care ar fi lovit-o pe adolescentă ar fi o sportivă, mai spune femeia, și ar fi încercat să o amenințe pe fiica ei. Aici же девочка писала, что переломает руки и ноги всем, кто будет нам помогать. Из-за того, что она выиграла черный пояс карате, ей обещали тренера вуз, бесплатный вуз. И в данный момент, если это все попадет в Федерацию спорта, то ее лишат этого. Мама фетей, care ar fi avut de suferit, a scris o plângere la poliție, dar și la Ministerul Educației. Am încercat să vorbim cu cei din urmă, dar aceștia nu ne-au răspuns la telefon. Mai bine de 20 de ani este înconjurată de zeci de copii pe care, în afară de ecuații și poezii, îi învață să fie buni și prietenoși. Vorbim despre Tamara Martinici, învățătoare la un liceu din Colonița. Pentru munca depusă de-a lungul anilor a fost desemnată cea mai bună dirigintă din Chișinău din acest an. Cu o mulțime de fețe zâmbitoare, așa este întâlnită la școală în fiecare dimineață Tamara Martinici. Este diriginta a 20 de elevi din clasa a doua la liceul Gheorghe Ghimpu din Colonița. Învățătoarea spune că de mult a renunțat la lecțiile obișnuite, pentru că sunt mici și neastâmpărați, cea mai bună metodă de a învăța copiii este jocul. Umbrela! Umbrela! Așa! Cortul! În cadrul orilor optez pentru activități dinamice. Practic orice lecție începe cu o activitate de energizare, o activitate de grup, unde copiii se aranjează într-un cerc, după care se procede la desfășurarea lecției propriu-zise. În afară de cifre și litere, povestește învățătoarea, elevii trebuie să știe cum să fie prietenoși și înțelegători. Pentru asta a creat împreună cu picii un semafor emoțional. Mai mult avem verde decât roșu. Când se întâmplă vreun conflict? Da. Învățarea prin joc este pe placul elevilor. Mihaela, de exemplu, așteaptă cu nerăbdare fiecare activitate. Îmi place foarte mult ora de dezvoltare personală, pentru că acolo învățăm cum să ne protejăm de dezastre. Vineri noi am făcut repetiție că cineva a aflat că în țară vecină sunt cu tremure și am făcut așa un exercițiu ca să pregătim. În timpul lecțiilor de dezvoltare personală, noi învățăm ceva nou. Clasa întâi și sună clopoțelul, ne aranjăm în rând între copii. Cu doamna Tamara, Martinici Tamara, am învățat cântecul. Vă place? Da. Cât de des îl cântați? Deseori. Jocurile și discuțiile cu elevii îi amintesc de copilărie, spune Tamara Martinici. Cei cinci frați și surori tot au îmbrățișat această meserie. În pofida salariului mic, spune că nu și-ar schimba locul de muncă nici pentru o zi. Ceea ce contează este afecțiunea copiilor față de ea, spune femeia. Iar titlul de cea mai bună dirigintă din Chișinău a devenit ca o confirmare că și-a ales bine profesia. Nu mă văd cum mă pot realiza în alt loc. Nici de cum. De ce? Nu pot. Asta eu sunt. Îmi place să fiu printre copii. Ei sunt cei care mă stimulează. Îmi oferă șansa să fiu fericită cu ei. Mă impulsionează și sunt cei cu care eu trăiesc în activitatea mea clipe frumoase atunci când obținem un succes. Așa cum a fost succesul în cadrul acestui concurs. La concursul diriginte Drag Părinte au participat 20 de profesori din diferite instituții de învățământ. Evenimentul se află la cea de-a 11-a ediție. În câteva minute începe emisiunea O seară perfectă. Anișoara Login se află deja în studio și ne spune ce ne-a pregătit pentru astăzi. Anișoara, bună ziua! Bună ziua, Tatiana! Începem emisiunea cu imagini de la o nuntă grandioasă care a avut loc aseară. Este vorba despre petrecerea dată de interpreta Tatiana Spânu și polițistul devenit vedetă. Care a fost atmosfera acolo? Veți vedea și voi la O seară perfectă și tot astăzi vedem un interviu cu producătorul muzical și DJ-ul Vanotec, pe care îl cunoaște mai mult de peste Prut și totuși el este originar de aici, din Republica Moldova. În studio o aștept pe jurnalista Angela Brașoveanu cu impresii de la festivalul de la Cannes. Vă aștept aici! Anișoara, îți mulțumesc! Cel mai dulce festival organizat anual în capitală a adunat și de această dată o mulțime de oameni care nu s-au putut abține din a se delecta cu tot felul de dulciuri. Cofetari din țară, dar și de peste hotare, au pregătit bunătăți pentru toate gusturile. Vizitatorii spun că au uitat de siluete și au gustat de toate. A
fost forfotă mare în centrul capitalei, unde și-au dat întâlnire mai mulți cofetari și meșteri populari, pe tarabele cărora puteau fi găsite fel de feluri de dulciuri sau obiecte confecționate manual. Printre ei și Tamara Negară, o profesoară de limbă franceză care, pe lângă faptul că îi place să predea, este pasionată și de deserturi. Am gătit Napoleon, două torte, o torte Notre Dame cu care am participat la parada patiserilor în cinstea catedralei, care, părere de rău, a avut de suferit. 5 ore de muncă, de atâta timp e nevoie pentru a pregăti această prăjitură. Ciocolata, portocalele, lichiorul și făina sunt ingredientele necesare, ne spune Tamara Negară, cea care a inventat rețeta de tort denumită Notre Dame. Vizitatorii nu s-au putut abține să guste din gustoșeniile pregătite de femeie. Piroșenki, e nădejde foarte gustne. Șocolată și vanilie. Apetitno arată. Iar Nadejda Josan a adus la festival mai mult de 15 feluri de ciocolate preparate în atelierul pe care l-a deschis acum câțiva ani. Și vegetarienii au avut din ce alege. Aici avem bomboane confecționate din caise uscate cu cocos și suc stors din portocale proaspete. Aici avem curmale cu semințe, miez de nuci și susan. Prună, alune de pădure, ciocolată neagră. Avem 3 feluri de nuci cu semințe, mireșoare în ciocolată albă. La eveniment au venit și cofetari din străinătate. Nulima Kumari este originară din India, dar locuiește mai bine de 10 ani la Chișinău. În acest an a hotărât pentru prima dată să-i îndulcească pe moldoveni cu deserturi tradiționale indiene, la care spune că a muncit toată noaptea. Este indiscă sladă, sună barfi, este morcovni halva și laddu, cocosovi laddu. Și posle aveți budit una să saluninki chicken curry, chicken chili, samosa, puri, pulu budit, basmati rice. Meșterul popular Victor Pelin împreună cu soția s-a adus la festival obiecte confecționate din lemn. Jucării, panouri, furfurii decorative. Vedeți? Jucării pentru copii. Copiii au fost cei care s-au distrat cel mai mult. Pentru ei, la festival au fost organizate tot felul de activități distractive, cum ar fi muzica, dans sau desen. Organizat foarte fain, foarte plăcut pentru copii, așa o petrecere, o odihnă. Organizatorii spun că anul acesta la eveniment au participat mai mulți producători decât anul trecut și numărul vizitatorilor a crescut. Noi nu căutăm în fiecare an să-l facem diferit, noi căutăm în fiecare an să facem mai dulce, mai bun. Festivalul Mai Dulce se află la 7-a ediție. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O Seară Perfectă cu Anișoara Login. Eu vă spun la revedere și vă doresc o seară frumoasă.